câteva chestii inedite cu Takayuki Seto. În primul rând a fost acuzat că a mâncat câinele care păzea stadionul din Ploiești pentru că era chinez. A câștigat Liga 1, Liga 2, Liga 3, Cupa și Supercupa României. Mark Noble îl urăște pentru că l-a scos 2 ani la rând din Europa. Și când a ieșit pozitiv la testul antidoping de curând, a primit o sentință mai mică pentru că a păcălit pe jurați că n-ar ști limba română atât de bine, deși el e aici de peste 10 ani. Mersi!